Dacă ai intra în Minecraft și în loc de Steve, ai fi un dragon, crezi că ai reuși să supraviețuiești? Adică n-ai putea mânca deloc fructe sau legume, apa ți-ar da damage și toți monștrii ar fi mult mai mari decât tine, așa că challenge-ul de astăzi nu o să fie prea ușor, pentru că trebuie să găsesc diamante și după să ajung în Nether. Toate astea fiind un micuț dragon. Acestea fiind spuse, nu ne mai lungim, vă urez vizionare plăcută! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. De început am primit câteva iteme și acesta este primul dintre ele, un questbook plin cu task-uri care odată completate îmi dau reward-uri. Ăsta e foarte simplu, trebuie doar să bifez că am citit tot ceea ce scrie aici și primesc 10 experiență, un nivel și ceva. După level grind 1 trebuie să adun 640 Elder Dragon Dust, destul de mult aș putea spune, așa că îl voi lăsa pentru altă ocazie. În partea asta am 3 tipuri de mâncare, pentru Cave Dragon, Forest Dragon și Sea Dragon, iar ultimul item este acest Mossy Cobblestone Dragon Altar, unde mă pot transforma în unul din cele 3 tipuri de dragoni. Din câte am citit pe aici, cel mai bun dragon pentru challenge-ul de astăzi este acest Cave Dragon, pe care îl pot chiar customiza. Îl pregătisem deja din timp, să nu stăm prea mult, totuși, ia uite, la base pot să-l fac stony, marble, îs o grămadă de tipuri, aici pot să-i schimb burtica să nu fie galbenă, o voi face roșie de exemplu, dar rămânem pe galben, ochii. Avem aici o grămadă de coarne și are mai multe forme. Pe viitor voi putea să îl duc la tânăr, ceva de genul, îl mai customizăm așa random să vedem ce primește. Adult, ia uite cum arată, băi ce șmecher arată, hai să-i mai dăm câteva randomizări. De interesant, chiar arată foarte interesant, însă rămânem la newborn, save și gata, sunt un dragon, oare pot să-l iau ăsta? Nu știu ce să zic, dar vedem acum, gata, l-am luat, super, mă pot transforma oricând dacă am nevoie înapoi în om, însă challenge-ul fiind ca dragon nu o să fac treaba asta. Fix lângă locul în care m-am spawnat se află această casă și aș vrea să zbor puțin până pe ea pentru a mă uita prin jur ce se află pe lângă. Stai un pic, deci, dacă mă apropii o pumă aici, bă băiatule, nu vreau să am de-a face cu ea, mai văzusem un urs prin zona asta și sunt curios dacă e cineva aici înăuntru, da, ia uite, e cineva, dacă îl lovesc, oare pot să-l omor? Dar durează din câte pot observa, gata, l-am omorât și am o sabie de piatră, nu-i nimeni jos, bun, închidem ușa și observă. Da, am observat un autosmelter, bun, deci acum am ceva quest de aici, questbook, builder și a simple autosmelter, primesc 5 experiență. Păi să fie primit, ce pot zice, mai mult, cu cât mai multă experiență, cu atât mai bine. Butoaiele astea zgoale, eu aș vrea patul pentru a dormi la noapte și am primit niște armură, chainmail boots, leather pants și leather cap. Gata, cam așa arăt, deci am o căscuță, ia uite ce căscuță am, aoleu, vai ce micuță-s. Hai, mă duc de aici, nu cred că mai ui altceva, mie îmi trebuie carne, da, deci, aoleu, cine doarme acolo, big cat, bun, observ de aici. Și gata, mă bag înapoi, încă un quest completat, îmi dă ceva de care aș avea nevoie, biologist și ownership deed, experiență plus un iron ingot să fie primit, îmi mai trebuie încă două pentru a crafta un târnăcop. Totuși, până să discut de un târnăcop de fier, am nevoie de unul de piatră și o tonă de cobblestone prin părțile astea, așa că mă voi opri la această căsuță, pot să o distrug cu mâna. Asta e partea interesantă la dragoni, că pot să-mi folosesc direct mâna pentru treburile astea. Gata, am gheare șmechere și s-o dus alea 3 bucăți de piatră, îmi trebuie și niște lemn, acum... Gata, craftez în acest crafting table din inventar. Deci ce șmecheri sunt dragonii că pot să-și crafteze ei. Zic, domnule, am crafting table în inventar, nu mai trebuie să fac unul.
4 bucăți, ar trebui să-mi ajungă pentru un topor și o lopățică. Deși am ghiare care sparg blocurile astea, tot cu târnăcopul merge mai repede și să mănânc niște Hot Dragon Rod. Numai 2 îmi dau? Destul de nașpa. Da, las că-i bine. Ceva pe aici interesant, uite, aș face schimb de paturi cu omul ăsta. Gata, am un pat albastru. Și acum mă duc la... Oh, nu, nu, vai, am intrat în apă. N-am luat damage. Lucru bun, cât timp am efectul ăsta de cave fire, nu iau damage în apă. Deci mă pot băga în apă fără probleme. Dar sunt curios ce se află în acest turn. Văzusem acel enchanting table. Da, mai e ceva... Oh, un witch. Sper că nu dai. Sper că nu dai cu poison. Eventual pot coborâ cumva aici, da, uite, pot coborâ. Și acum, ia zi, prietene, bine, sănătoasă? Nu da. Așa, gata, am făcut-o, nu a apucat să dea. Și observare, apoteosis, quest complete. Să fie primit, am observat chestia aia. Pisica! Pisica, bă, nu te arunca, stai, vreau domestic cat. Gata, am observat-o și pe asta. Ce aici? Un măr de aur. Îți curioz dacă pot mânca merele de aur. E o întrebare interesantă, supa nu mă ajută cu nimic. Cred că atât aș lua de aici. Lasă și gunpowder-ul ăla. Acum mai jos puțin. Îmi place cum am corpul ăsta. Vai. Dacă mă uit la tine, nu? Nu observ nimic? Nașpa atunci. Și aici jos ca mai au fost, din ce pot să-mi dau seama. Atunci hai să zburăm mai departe. Dar nici foarte departe, pentru că lângă acest sat am avut norocul de această ruină. Și câte blocuri sunt pregătite, mamă, ce cursul ăsta? Salut! Unde s-a dus ursul? A mers în partea aia, bine, mă lasă în pace. Deci avem aici dita mai ruina, ceea ce e bine. Și câte mi-ar mai trebui? Încă vreo 6 blocuri, să zic așa? Exposed Iron Bars. Interesant, bun, deci încă vreo 6 blocuri. Totuși ce aici? Gravitational Golden Chestplate of Health. Ok, Mending. Deci îmi dă Mending. Păi atunci o să-l pun pe ăsta pe mine. Și ce mai avem? Un cuțit Golden Boots cu Projectile Protection. Parcă aș vrea ăștia. N-o să mint că au Projectile Protection. Și ar merge dacă trage cineva cu săgeți în mine. Uliu, bă, da, ăsta e un rinocer. Stai un pic, vreau să-l observ. Un rinocer maro? Bă, da, voi nu erați gri? Bă, stai un pic, tu de ce specie faci parte aici? Ia zi-mi, nu mai fugi de mine și lasă-mă să te observ, gata. Mi-a dat inim că l-am văzut. Băi, nu, să știi, semănăm, dar eu nu vreau să am de-a face cu tine. Lasă-mă în pace, cine știe ce ideea, ești și mai mare. Poate mă folosește la alte chestii. Totuși, questbook, mai dă-mi lucruri bune, da? Deci, un fier și 3 emeralde. Bă, băiatule, ce noroc am pe aici. Apoteosis, piedestal și Chronicle of Shadows. Palea nu le iau că nu mă ajută cu nimic. Asta este, măcar am 2 bucăți de fier, încă una. Și voi putea face, voi putea crafta, ăuleu, era să mă bag în apă. Voi putea crafta un târnăcop de fier. Apune soarele și vreau să mă bag la somn. M-am pus ca o pisică, ca o vulpe. Băi, ce drăguț. Păcat că a durat super puțin. Era fain dacă ar fi durat mai mult ca să văd întreaga animație. Dar hai că-mi deschid aripile. Și ce se întâmplă în partea asta? Băi, e unul enchantat acolo. Nu-i bine, eu l-am enchantat și îmi va fi destul de greu să fur. Aoleo, gemul și am plecat. 3 inimi o da gușterul cu arbaleta fix de lângă el. Gata, am luat ăsta, geometric gem. Nu știu dacă mă ajută, dar decât bețe și ce mai era pe acolo, cred că e bine. Iar jos în peșteră ce se ascunde sau în mină? Lutul. Deci, te deschidem, așa, nu mă uit, nu mă ajută cu nimic, observ campfire-ul. Aoleo, vine ăla, nu-i bine, hai, în peșteră, am plecat, bă, lasă-mă în pace, eu mă duc. Care-i faza cu peștera asta? Cred că trebuie să-mi iau zborul de aici dacă lucrurile devin mai rele. Pur și simplu se închide, serios, am venit până în partea asta pentru o sabie de fier, mie îmi convine, multe săgeți, dar eu pot să trag cu arcul? Dăm și lapisul ăla. Eu pot să trag cu arcul dacă sunt dragon?
Și un scut ar merge că tot suntem la capitolul ăsta. Aoleo, lasă-mă bre, du-te vezi de treabă. Eu am plecat, aoleo, nu mai da, m-am dus. Așa, lasă-mă în pace, era să mă prind acolo la înghesuială. Eu mic, el mare, cine știe ce se întâmpla. Un lucru pe care nu l-am menționat, fiind dragon, am doar 7 inimi și jumătate, nici de cum 10, deci mor mult mai ușor. Însă pentru asta am adunat lemn să craftez un scut care venea în felul ăsta, nu? Da, scutul și... ce faci, mă? Băi, haina... Păi, vai, nu-mi spune... Te rog eu frumos, nu spune că nu-l pot folosi. Deci îl pun în mâna secundară și îl aruncă. Nu, cred că am stricat o bucată de fier prețioasă pentru care n-am făcut nimic, dar nu contează. Am stricat o bucată de fier pentru un scut pe care nu-l pot folosi. Vai, mă rog, hai, craftează acolo niște bețe și am plecat atunci în căutarea unei peșteri. Hai că aici ai ceva, plus o piramidă. Băi, care e faza cu piramida asta? Deci dacă mă bag așa înăuntru, e ceva interesant acolo? Pe shift, frumos. E cam întuneric, nu m-aș arunca pentru că nu știu ce apare. Dar e interesant ca dragon că mă pot băga prin spații de un bloc. Și văzusem aici ceva... Băi, m-o trolat, am crezut că e cărbune! Spruce leaf pile. Bine atunci, am plecat în căutare de peșteri. Uite încă un turn. Aș vrea să intru în el. Deci, întrebarea ar fi cum ajung acolo. Așa ceva. Băule, nu, stai, cum mă bag? Prietene, nu vii mai aproape? Deci pe cealaltă parte, a? Acum ați văzut pe cealaltă parte. Băi, nu fugi de mine, că oricum sunt dragonaș. Abia reușesc să ajung. Așa, gata, una, două. Și intru la el. 3. L-am bătut înăuntru. Bane of Illager, da, apreciez, îmi dai hârtie, dar eu voiam ceva mai bun. Salutare, pisică, salut, eu am plecat. Poate găsesc o poțiune, ce aici, instant health, bun, asta îmi convine. Și cam atât. Aoleo, stai, smoker, ăsta e bun, dă-mi-l, că eu numai carne până la urmă pot mânca, deci va fi folositor. Și ce aici, barrel, mai jos puțin, nimic interesant, bine, am plecat. Am zburat puțin în căutarea unei peșteri mai adânci și am găsit-o. Aoleo, ok, e numai Lush Cave, mă întrebam ce-ar fi pe acolo. Însă niște cărbune, n-avem și noi pe la intrare? Ba da, ia uite, aici pe dreapta îi cărbunele, pe care trebuie să-l și observ aparent. Deci am luat niște cărbune pentru torțe, că-i prea întuneric și mie mi-e frică, nu știi niciodată ce poate apărea în spatele tău, mai ales pe hardcore. Mi-am luat câteva bucăți cu astea 7 inimi și m-am dus. Deci, în primul rând, lumina aici, da? Toată lumina să apeleze la mine și mai pun prin părțile astea până la cărbune. Hai, dă-mi încă o bucată, fac încă 4 torțe, așa părând, nu m-aș băga, eu-s micuț, mobis mari, hai să nu, mai ales că cine știe ce moduri îs băgate și mă trezesc pe aici cu ceva Godzilla, nici nu știu, n-aș vrea să mă întâlnesc cu ceva atât de mare, dar orice e posibil. Din păcate, nu mai era nimic în acea peșteră, așa că merg mai departe. Opa, ia uite, avem ceva interesant în zona asta. Și acum înțeleg cum se simt găinile din Minecraft. Pentru că, păs așa, micuț, văd ceva mai mare ca mine, zic, domnule, te rog eu frumos, nu mă lua la bătaie. Am un arc. Nici arcul nu pot să-l folosesc. Bă-ți bați joc! Deci eu am zis, băi, ești micuț, trag cu arcul de la distanță, treacă meargă, dar aparent nu funcționează în felul ăsta. Totuși, pâine pot mânca? Că nu m-am gândit niciodată dacă pot sau nu. Ia, da aici niște pâine și aflăm imediat, îmi bagă hunger sau nu. Pâine, oare merge? Ah, nu, nici măcar nu merge să o bag în gură. Sau, stai, o să meargă după ce mi se face un pic foame. Sunt curios ce se află în casa asta, dar... ok, deci voi vă aflați. N-am văzut intrarea, pare că-s blocați aici, așa că mi-am făcut eu intrare. Salut bre, ce faci, bine, sănătos? Gata, s-o dus și o grămadă de iteme din chain. Totuși, la etaj, s-ar putea să mai dau de cineva. Așa că
Ia ziceți băieții, mai e cineva înăuntru? Sau nu mai e nimeni? Mai din ce pot observa, nu mai e nimeni în casa asta, da, intrarea e blocată. Așa că dați-mi din armura voastră chainmail chestplate, tot 5, helmetul 2, da, sunt cam stricate, deci nimic interesant, bine. Am plecat atunci, nici cufere n-aveți, paoleo, sărăcie curată. Am găsit în partea asta o peșteră ce pare să coboare destul de mult. Da, ia uite, ia uite cât să duce. Îmi place și Lush Cave de la atâta clay, altfel nu era pe aici. Însă eu vreau cărbune și dacă se poate fier pentru a-mi face o armură mai ca lumea. Iar am zis că e o peșteră adâncă, iar m-am înșelat. Hai că dacă sap puțin mai jos, poate dau de un Lush Cave. Pare că am avut dreptate, am dat de un Lush Cave pe aici, dar întrebarea lui, se găsește și fier prin el sau e numai așa de decor? Zinc acolo, totuși, cu grijă și cu atenție, încotro mă duc să nu fie ceva mob care să mă prindă, nici apa asta. Băi, nu-i fier pe aici, pe bune? Nici măcar o bucată de fier? Și în partea asta m-o trola jocul, că nu se încărca. Și am zis, domnule, stai să vezi, ieșim pe acolo. Vai, păi pe unde găsesc eu fier prin părțile astea? Dacă am să cobor, poate, poate, dar să nu-mi sară ceva în față. Bre, ce-i pe aici? Nimic, nici o bucată de fier. Aoleo, glowberries, arată bine. Dar nu m-aș duce prin locuri așa cam înguste, pentru că nu știu niciodată ce vine și mi-e mega frică fiind atât de micuț. Exact ce am zis, ia uite în partea asta, Skilled Cave Creeper Magnetic. Nu vreau magnetic că mă trage spre el, așa-i? Hai, am plecat de aici. Pe lângă că rămân fără mâncare, e să mă mai bat și cu un creeper enchantat, nu mulțumesc. Mă duc departe la încă o ruină, dar diamante nu prea îs pe nicăieri. Hai să mă bat cu puma asta, vedem ce se întâmplă. Big Cat, aoleo, aoleo, mamă ce, m-a dat înapoi, stai așa, să sparge gheața. Am bătut-o, super, dar nu mi-a dat mâncare. Bă, de ce îmi dați piele și oase? Eu vreau mâncare astea, n-au carne pe ele sau ce se întâmplă, că nu înțeleg. Măcar mai am un cufăr care îmi dă 2 bucăți de obsidian și 20 de iron nugget-uri. Super, îmi fac târnăcopul, ăsta șmecher de fier, așa, l-am craftat. Iar fix lângă mine se află câțiva pinguini, ce faceți băieții, bine sănătoși, stai așa să-mi iau zborul, uai ce, mi-e fric sau ce se întâmplă? Băi, stai, ce, care-i faza? Pe gheață m-am înghețat, nu-i bine în partea asta, că l-am damage, dar nu înțelegeam de ce. Și-mi trebuie carne, cum fac rost de carne? Băi, villager, dați carne? Sau cine dă, aveți animale care dau carne? Vai, aș vrea niște cărniță în cazul de față. Au ăștia o grămadă de plantații, pisici, vacă, în sfârșit, avem 2 văcuțe, hai mai sus puțin și ce ziceți, observare, bun, gata, le-am bătut și am plecat, pentru că dacă stau, ouleu, n-am luat nimic, pentru că dacă stau, s-ar putea să nu fie bine. Pâine pot mânca? Nu cred, la cum văd că se duce, nu prea cred că aș putea mânca pâine. Da, vedem, băi, nu reușesc să aterizez acolo unde trebuie. Aruncă-le astea, dă mâncare așa, am plecat. Că dacă stau pe zăpadă, aparent îmi este mult prea frig și s-ar putea să mor. Așa, hai, în zona asta, cred că pot coborâ, nu? Așa, mai jos puțin, văd și o peșteră mare în care mă voi băga mai imediat după ce scot smoker-ul și prăjesc carnea asta. Carne e prăjită, hai să mâncăm, asta e bună. Bă, lasă-mă, hunger. Păi și cum îmi fac mâncare? Hot Dragon, bun, asta cum îl fac? Blaze Rod și Elder Dragon Dust? Serios? Păi și la Dragon Survival. Stai că ne uităm. Dragon Survival. Ce mai pot mânca? Deci pot mânca ăsta, Forest Dragon, Explosive. Deci cupru și gunpowder, serios că trebuie să fac rost de cupru ca să mănânc, coarț exploziv,
Da, mamă, charcoal, deci, trebuie să prăjesc mâncarea încă o dată și eu am mâncat-o pe toată, nu, ia uite, o mai prăjim încă o dată și îmi dă charred meat, așa trebuie, iar dacă pun pâine acolo, nu vrea, nu, asta este. Important e că am făcut rost de ceva mâncare din asta, mai bună, și hunger, da, încă mai am vreo 4 secunde, dar mă regenerez. Deci îmi trebuie cupru combinat cu niște gunpowder ca să mănânc. Atunci, hai aici jos și sper să fie ceva cupru. E acolo sus, nu l-aș lua. Dar măcar e mult cărbune, mamă, stai așa să văd. Stai așa că știu eu să-i fac o schemă. Gata, i-am făcut o schemă zburând. Nu știe să mă nimerească. Te-am făcut. Nu mă așteptam să mă atace o găină. Pleacă, bă, pleacă, bă, n-auzi? Mamă, ce mi-o dat-o. Mamă, găinile astea ce... Băi, lasă, fugi de aici. Fugi, sus într-un copac ceva, iar am de făcut rost de mâncare. Bre, unde-s vacile acum, că mai înainte am făcut rost de ele, dar și acum trebuie să fac rost de ele. Acum întrebarea îi, găinile zombie îs de 10 ori mai puternice ca alea normale? Sau s-o de 10 ori mai slab decât aș fi în mod normal? Dar am făcut rost de obsidian și de flint and steel, ceea ce e bine, mai am de găsit diamante... Și după să activez un portal, dar până un alta trebuie mâncare și nu găsesc pe aici absolut nimic. M-am întors în satul în care, aoleu, mor. Nu, sau rămân, da, am murit. Vai, nu cred așa ceva că am murit de foame când aveam obsidian. M-am întors în satul ăsta pentru a face rost de ceva mâncare. Adică, teoretic, ia uite, dacă prăjesc cartofi, am văzut bine, sau numai carne? Supă, deci și aia, stai, vegetable. Așa, dacă prăjeam niște cartofi din ăștia, supă aia, mă, pe bune, că puteam să o prăjesc. N-am crezut că e atât de greu să supraviețuiești ca dragon. Din păcate, nu am reușit să completez acest challenge și pot spune că viața unui dragon abia ieșit din nou este extrem de grea. Dar dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să mai fac challenge-uri pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonașul de like.